Nu! Nu cred! Apartamentul ăsta merge în 5 cutii de alea. Salve șancalilor, ce faceți? Băi, astăzi reacționarea Andreea Bostănică, să nu mai stăm la taclali să-i dăm drumul. Băi, glumiți, eu n-am mai postat de nu vreți să încep așa, când vreodată veri am început eu așa. Băi, trebuie să vorbim o leacă, n-am mai postat de mult. Nu merge, trebuie să băgăm așa oamenii în episod. Am încercat o leacă chestia asta, știi, să trec direct la episod, cum se face acum, cum face lumea episoadele, dar nu mai, băi, deci eu nu sunt eu. Eu trebuie să vorbesc la început, să meargă o leacă gura, că-s moldovean, înțelegi, trebuie să vorbesc. Având în vedere că n-am mai postat de o lună, aș avea nevoie de suportul vostru ca să-mi revin. Așa că vă rog frumos, hai să facem 20.000 de like-uri și să lăsați un comentariu cu dovleac. Și dacă se strâng peste 1.000 de comentarii, o să postez în fiecare miercuri și sâmbătă. Și dacă vreți să activați clopoțelul acolo, bifați toate notificările, să fiți notificați când postez, că YouTube-ul meu, uite așa, hop, hop, emoticonul azi, se duce jos, așa, hop. Scurt context, deci eu am la blog pe Andreea Bostănică peste tot, cumva mi-apare pe TikTok. Deci cred că asta înseamnă să ai succes, să apar chiar dacă ești blocat. Nu mi-a apărut ea, mi-au apărut oameni care reacționau la aia chestii de genul cum o zis o chestie foarte aiurea. Mai exact chestia asta, Andreea Bostănică spune că românii sunt geloși pe ea. Haideți băi geloșilor să vedem de ce suntem geloși. Da, voi invidioșilor, deci mi-e milă, deci mi-e milă de voi, sincer. Sincer, mi-e milă de voi, de... Să vă ajute Dumnezeu, sincer, să vă ajute Dumnezeu. Nu cred. Îmi dau seama ce viață tristă aveți, că trăiți tot cu viața mea. Nu cred. Dar asta e, de asta eu sunt aici. De asta am făcut eu în 20 de minute cât nu faceți voi în 3 luni de muncă. Deci nu cred că o zis așa ceva. Pentru că sunteți niște invidioși. Kawaii girl. De ce este real? Băi, gels! Guys, are you fucking jealous or something like this? Or fucking sure not? Deci eu refuz să cred, frate, că fata asta și-a numit oamenii invidioși. Băi, deci mi se pare cea mai tâmpită chestia asta. Bă, lăudarea asta, vere! Tu ca om poți să-ți dai seama când alt om are bani, ok? Poți să vezi asta. Ok, conduce o mașină faină, bravo lui. Bă, atunci, în momentul ăla, poți să crezi așa o chestie. Bă, te respect, bravo lui, îmi place de el. Bă, dacă îmi vine omul ăla și zice, băi, păi de fapt în 20 minute cât facem măta și cu tag în 3 luni. Deci asta mi se pare deja nesimțit. Deci nici nu contează că o zici la haterii, te înțelegi? Deci n-are nicio chestie. Poate să vină unul să te înjure, dar nu poți să spui că așa, păi toată comunitatea ta se simte. Cum ar fi să zic eu? A, dar uitați ce scaun șmechea. Bă, dar voi sunteți sărași, aveți scaun de ăsta de gaming? Dar uitați și că ăștia, mă. Ia uitați și căști de astea sau bine, oricum eu le fac așa, deci îmi iau 3 perechi de căști așa pe minut. Se săragi voi. Păi tu care te uiți la mine, veri, nu-ți vine să-mi faci așa, hop, te dai în spate, bam, îmi bagi aici croșoa așa, mamă, vii cu părcat și-mi dai și genunchi așa și mă dai pe spate și-mi dai și bloc și report și de toate. Ba da, asta o să faci. Bostănică plânge pentru că nu are timp de cluburi din cauza timpului pierdut cu editat. Cu ce? Cu editat. Hai să vedem ce. Abia acum, la 4 milioane de urmăritori, am permis să postez și 2 TikTok-uri pe zi. Sau unul, sau când am chef. Abia acum, să știți. Uar. De ce se smear că... Și ceva, o să oprez live-ul că... Nu cred că mai are rost. Nu! Nu cred! Dacă am dat un vibe negativ sau ceva. No fucking way, nu pot să mai lasă așa. Bă, de ce este? Bă, Mary este exact chiar. Vă rog să mă iertați, dar nu mai are sens. O să oprese live-ul. Oricum mă țin degeaba. Oricum, pe lângă că a început cu aia cu abia acum la 4 milioane de urmăritori, da? Deci de când am abia când am făcut 4 milioane, 4 milioane de urmăritori, abia de acum am timp să TikTok-ul la Andreea Bostănică. Hai să vedem un pic pe ce constă editatul. Ok, acesta este un clip foarte greu de editat, fraților, având în vedere faptul secvenților, trecem la următorul clip. Extraordinar, doamnelor și domnilor. Da. Da, o al doilea clip foarte greu, acesta cred că a durat undeva la 47 de ore de editat în... Ok, încă unul. Da, eu mi-aș cumpăra un editor ca să-mi editezi. Nu, doi. Păi da... Cu mare Shelly, 10 editori, așa mi-aș lua și eu. Mă uit la mai multe TikTok-uri din ce mi-ați dat voi tag. Eu nu făceam clipul ăsta, bine, hai, poate îl făceam, da. Am văzut că mi-a dat lumea tag și am zis ok, li bag la salvate, ne uităm pe clip. Ia să continuăm. Ce filtru reușit are inclusiva în aplicația cu care își editează fața și pe live-uri? Ce înseamnă asta? Stai să dau ca să te iau. What the?
Bă, ești nebun la cap. Bă, da, să merge pe live-uri, veri? What the fuck, veri? Holy fucking amazing shit. Păi și ce gen? What the fuck, man? Ia, Andreea Bostănică, bară jos secrete. Și? Bă, imaginează să ai o pagină despre tine. What the fuck? Bă, cred că am greșit cu ceva în viața asta. Ia, adevărul despre iubitul meu din Dubai. Da, frate, ia uite-l. Bă, Denis, de cumpărăm și noi YouTube Premium sau? Știu de mini biful ăsta care se întâmplă acum. Acum ar veni că ea are un gagiu de ăsta care e ceva arab și are foarte mulți bani. Și ia zeci de mii de flori și pachete de flori și cred că li se postează pe aici. Da, ia uite, flori aici, ia uite. A, uite aici așa. Ia uite, trească familia mea. Ia uite, mere, trească familia mea dacă nu aici. Mașina mea în 3 cutii. Apartamentul ăsta mere în 5 cutii de alea. Pungi, nici măcar cutii. Bă, deci apartamentul în care locuiesc acum în 5 pungi. Nu, rectific, apartamentul ăsta așa era de deasupra mea cu tot cu alu vecina de deasupra în 5 pungi, mere. Ireal. Bine, sunt niște oribilități astea. Nu consider că dacă e scump e frumos, da? Și după știi ce se întâmplă, vine gagica la tine și spune: auzi, băi, Mihai, dar tu de ce nu-mi iei și mie ceva? Dar uite-te la fata asta cum primește. De ce nu-mi iei și mie, nu? Nu mă iubești sau ce ai? Ia uite direct aici, ce trebuie să faci să ai așa viață? Direct din prima. Nu-mi place mie de Bostărică, dar a ajuns bine în viață. Direct. Trească. Bă, sincer, am crezut că o să râd mai mult la acest clip, dar mi-am dat seama că mă întristez, frate. Că se strică copiii, frate. Se strică oamenii ăștia micuți care vin acum. Nu știu, bă, dar nu-mi place, frate. Bă, deci dacă, bă, să faci ce faci ea, ok? Bă, dar să rămâi un om modest, bă, frate. Fă acolo, ține pentru tine, bă, toată lumea așa mașini din persoane astea influente și așa. Toată lumea gândește, bă, da, într-adevăr, să fac mai mulți bani în acest domeniu. Este ok, până la un punct, bă, dar nu să ajungi, frate, să flexezi atâtea lucruri, să-i faci pe urmăritorii tăi săraci, bă, și că se invidiești pe tine. Ia uite, trăiască familia mea aici, așa. Dacă putem mai vorbim și noi sau mai are sens? Oare cât trebuie să... Bă, dacă îmi vând roțile, cred că și mașina cu totul. Nu, deci aici mașina, aici am înțeles. Ia uitați, frații mei. Bă, e bine. E bun. Astea cred că costă și ele, nu? Eu nu știu ce citesc. Cartel, cartier, channel și cartier, super tare. Ia, ce înseamnă asta? E scump? Inel cartier. Păi și eu cum îmi dau seama verii care e al ei? Avea diamant de la piel, nu? Rings must have. Hai bă să căutăm un inel de ăsta. 7, dar nu cred că e de 7000 de lei verii, că nu-l posta nici eu la 7000 de lei. Are cum să fie 7000 de lei. Băi, 204,023 euro de bani sau e 204.000 de euro, hă? Deci nu cred că unde ăsta de 30, am înțeles. Ok. Ia hai bă, să ne mai uităm și după mai vorbesc eu. 40 de minute, dar n-am răbdare, veri. Hai, lăsăm România, dăm direct la Dubai. Ia ce se întâmplă aici. Care să fie patul meu, acesta sau acesta, nu am nici cea mai vagă idee. Iar priveliștea, dragilor, este... Wow. Priveliștea, deci... Mamă, veri, mâncați-o. Și o să ziceți, ce terasă drăguță. Terasa noastră. Mama, câți metri are terasa noastră? Deci, eu n-am mai văzut. A, câți metri are terasa noastră? Vreo 87, Andreea. Acolo este terasa. Ia uite ce ziceam. Ma. Bă, ia picior. Ma, o pielea aici. Plângi pielea. Eu țăranu, vezi? Alții se uită direct la șanerea aceea, mă gândesc că uite cum se murdărește pielea aia, o să vedem. Dacă o ducem acolo la decorat așa frumos, o ducem la detailing, costă 2.500.000 și așa. Interior, exterior. Ok, dar unde este iubitul ei? Din... Asta de la cine am primit? Nu cred așa ceva. Deci ca să înțelegi, în fiecare zi primesc ceva la ușă. Eu nu înțeleg ce primesc ceva. Băi, deci nu. Băi, frate, story time. Mă duc în hotelul meu din Dubai, care are 300 de metri pătrani, etajul 70. Bă, când vreau să ies din casă, primesc ceva la ușă. Nu mai pot, am sunat la poliție, intru în camera de hotel, mai văd acolo 5 buchete de flori, ciocolată, bijuterii scumpi. Mă, nu se poate, sunt doar o fată. Sunt doar o fată de 20 ani, nu mere. A, încep flex-talk-urile. Flex-talk. Let's go! Hai să prim muzica de fundal, oricum e cu copyright, am înțeles, 1, 2, 3, 4, 7, bine! Sunt eu prea țăran sau nu mi se pare ok chestia asta? Am înțeles că e cu ăla arab care are, na, zeci de milioane, cât o avea la sute de... Rolex? Am înțeles.
Mi-ar veni și mie acum, na, nu știu dacă vrea să... Mi-ar veni și mie în caz că Andreea Bosănic ar vrea să-mi trimit adresă, să-mi trimită și mie când vin. Uite, eu am încheietura mică de, de femeie, așa, știi? Îmi vine și mie, mi-ar veni dacă vrea să-mi dea. Ia uitați, fraților, ce ceasuri acolo. N-aveți voi ceasul vieții voastre cât costă asta. Da. Băi... Deci zici că mă uit la TikTok-uri verii de alea cum șterge lumea prin casă și-și face curat de alea așa ASMR, să fii, să te simți bine, așa mă uit la de-astea. Unboxing, unboxing, unboxing. Și astea sunt cât, în câte zile de Dubai? În 40 de ore. Bine, nu prea cred eu că vorbim despre iubitul ei. Nu pot, a, și astea sunt aici, ok. Deci vreo 7 minute de unboxing-uri. A, și aici s-o fi întors. Bine, da. Bine. Nu este un videoclip de hate, că noi aici nu suntem hateri. Așa avem noi stilul în Bacău, să ne mai... Când ne mai frustrăm, ne mai țipăm o leacă. Nu ne certăm aici cu nimeni. Eu consider, uite, consider că dacă eu, ca persoană, aș face asta, bă, poate și... Bine, hai, în glumă, n-am mai prind lumea sketch-urile. Dar să fac așa, să zic la oamenii mei, bă, săracilor. Păi uite, eu stau pe un scaun aici, mă uit la un videoclip, să fac zeci de mii, sute de mii de euro. Oamenii care se uită la mine, nu s-ar tria, adică din... într-o comunitate de 100% n-ar mai rămâne așa vreo 20-30 care zice că mă doare undeva ce zice ăsta, mă mai la el. Dar oamenii care te respectă n-ar zice, bă frate, uite omul ăsta părea așa, un om bun, un om modest, știi? Și vine și îmi zice mie că face cât face mama mea în 3 luni de muncă. Unde mai e asta, frate, omenii? Unde mai e respect? Respect și omenii? Nu mai este. Și pe lângă că și editează clipurile și asta și plânge pe live și mă rog, că n-ai timp de cluburi, este greu. Deci, practic, se promovează ultra opulența la care visează toate fetele din ziua de azi. Nu toate, nu vreau să așa. La care se promovează această opulență care îți dă vibe-ul ăla de mamă, old money, scump, mișto, lux și mi se pare chiar aiurea. Dar ce treabă am eu până la urmă? Sunt un simplu om din Bacău, am papuci rupți în picioare, am șosetele rupte, nu am dreptul să comentez, am pereții murdari pe aici. Vă rog frumos, sunt foarte curios, pe lângă comentariul cu dovleac pe care vreau să mi-l lăsați. Vreau să ziceți și părerea voastră și dau inim la toate comentariile să vedem un pic, sunt foarte curios ce părere aveți voi de toată chestia asta care se întâmplă, de tot trendul ăsta așa cu bani și tot ce o zis ea în clipul ăsta. Și vă rog frumos, dacă am greșit cu ceva, corectați-mă și ziceți-mă în comentarii că eu învăț, frate, și în clipul viitor, dacă am greșit ceva, o să-mi cer scuze, pe cuvântul meu. Nu uitați, mă urmăriți pe Instagram la Zniculeț și pe TikTok la Noi Zniculeț, că mai postăm și acolo multe chestii de-astea scurte. Și până data viitoare, fraților, eu ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Pa, bă!